foarte legat de Jimmy Giuffre, alături de alți foarte importanți clarinetiști și din muzica jazz și din muzica clasică, chiar și muzica populară sau folclorică, world music. Dar Jimmy Giuffre a avut o influență foarte specială pentru că el a fost un revoluționar al clarinetului și nu numai. A schimbat și felul în care se cântă muzica jazz, dar în special la clarinet a spulberat niște bariere care dăinuiau deja de secole.
Jimmy Giuffre a venit și a cântat cu un sunet întins, lung, susținut și foarte emotiv și aproape rece. Împreună cu câteva aspecte legate de inovații muzicale, care n-are rost să le discutăm acum, Giuffre a influențat de fapt foarte multe generații. Există un articol acum în New York Times, cred că cu 2 ani, în care vorbește exact despre asta. Chiar la aproape 20 de ani de la moartea lui, el a murit în 2008, continuă să influențeze generații succesive de muzicieni. Și în momentul acela am știut amândoi și că vrem să facem ceva din muzica lui Giuffre și câteva din piesele de pe album sunt piesele de pe albumele clasice ale lui Giuffre, câteva sunt compozițiile noastre și câteva sunt improvizații spontane, de unde și titlul Free Fall, Cădere Liberă. Thank you.
lumea cunoaște sala Elvir Popescu ca un loc privilegiat de difuziune a cinematografiei europene. Suntem un loc privilegiat din punctul ăsta de vedere în București, mai ales în peisajul arid din punct de vedere al sălilor de cinema în București. Suntem parteneri pe foarte multe festivaluri de film, dar sala Elvir Popescu are și o altă destinație. Este un loc care programează muzică europeană, muzică experimentală, artiști și grupuri emergente și jazz contemporan. Sura Ustru este grupul metal timișorean apărut pe ruinele Negrăbunget, cea mai exportată formație rock românească în străinătate. Cariera de senzație a acesteia s-a oprit brusc în momentul dispariției liderului fondator, bateristul Gabriel Mafa, zis Negru, în urmă cu 2 ani. Recenta lansare a discului Meteahna Timpurilor a dat apă la moară echipei Remix, care l-a întâlnit pe solistul chitarist Tibor Cati într-un moment fast al unei noi trupe. Momentul nefericit al plecării lui Gabriel a fost după un mic turneu în Finlandia. A fost un moment cumplit, adică a fost un turneu relativ scurt, adică mult mai scurt decât eram noi obișnuiți. Nu atât de un turneu care nu ne-a terminat fizic și psihic. Yeah.
Interviul retrospectiv cu Tibor, survenit la concertul de lansare Sur Austru din București din această toamnă, nu putea trece peste trupa sa de suflet, Grime God din Arad, una dintre primele formații Doom Death Gothic din România, invitată în emisiunea noastră încă de la primele concerte filmate sub egida Rock Forum. Momentan cu Grime God suntem într-o perioadă de creație. Compunem noul album, care va fi al șaptelea. Șaptelea nostru album în cei 28 de ani, pe care am reușit să-i supraviețuim. Avem o formulă oarecum aproape identică cu cea de la Sur Austru. Excepție este faptul că eu nu mai fac chitară în Grime God, avem un chitarist care e mai bun decât mine și este mult mai lejer să cânt, să fiu doar vocal în Grime God. Și am avut niște festuri anul acesta și vis-a-vis de Grime God, marea mea speranță este că o să reușesc să vând între ghilimele, să semnez un contract internațional și cu Grime God și să reușim să spargem blestemul de a rămâne în țară atâta vreme. Super mișto era la început, erau multe concerte, aveam foarte mare chef, eram și noi mai turbați, adolescenți, și am făcut multe piese, multe concerte, foarte bună atmosfera a fost la început. Existau reacții de la fani? Întreb asta prin prisma faptului că peste câțiva ani, plecând de la o listă de adrese, s-a născut casa de discuri Bestia Records, dacă așa e istoria. Da, chestia e că reacțiile au venit puțin mai târziu, prin 94, după ce am imprimat Noi Never Come Back și am apărut la TVR, la Petre Magdin și niște reviste de specialitate. Am primit foarte bune cronici, foarte multe scrisori și am început să primim și niște premii pe la festivaluri. In the shadow of the falling star, falling star, falling star, falling star. I feel you always close, but I feel weak, so that I couldn't hear your call. I feel you always. I feel you always close, but I feel away, so that I couldn't hear your call. I wait to see your light burning. I'm waiting in the shadow. Cele două trupe inițial nu aveau nicio treabă una cu alta, Negură Bunget și Grime God. În 2013, când am fost cooptat de către regretatul Gabriel Mafa, am ajuns la concluzia că pot să fac
El m-a rugat de mai multe ori să fac parte din Negură, eu am acceptat într-un final, dar ideea a fost din start că nu vom face ceva ce au făcut alții și nu încercăm să reproducem altceva. Și din acest moment, din 2013, de când a fost eu cooptat în Negură Bunget, puțin structura Negură Bunget și orientarea Negură Bunget s-a schimbat puțin, eu fiind unul dintre compozitori. Interviul cu Tibor a adăstat așadar la anii petrecuți alături de Negură Bunget, când formația era pe val în lungi turnee europene și americane. Privit de afară este foarte frumos și foarte wow să faci parte dintr-o formație care într-adevăr cât de cât funcționează în termeni normali și sunt multe concerte. Multe concerte, mă refer la peste 80-100 de concerte pe an. A fost foarte greu la început să mă adaptez. În sensul că este foarte greu, foarte greu fizic, este foarte greu psihic. Turneele noastre erau de 2-3 luni, 2-3 luni să fii închis cu încă 8 oameni, că noi călătoream două formații să fie mai ieftin într-un van. Deci numai ca să suporți 2-3 luni, 8 oameni non-stop, este o reală provocare. Doar atât. Apoi să nu mai vorbim despre restul, așa ziselor, mici neplăceri ale vieții de turneu. Adică un turneu are foarte multe neprevăzute, foarte multe surprize, care în general sunt negative. Deci a fost cam complicat. Din păcate, în 21 martie 2017, la puțin timp după finalul unui turneu epuizant încheiat cu un show polonez prelungit la cererea lui Gabriel cu încă jumătate de oră, acesta avea să plece din viață pe cât de neprevăzut, pe atât de dureros pentru cohortele de fani Negură Bunget din toată lumea. În particular pentru colegii de trupă, care nu au putut duce mai departe proiectul bateristului. Partea lui Gabriel a urmat un an de pauză, un an de
gânduri, reculegeri, un an în care nu prea ne-am vorbit foștii colegi între noi, un an în care nimeni n-a știut ce o să facă de acum înainte. Adică, să fie clar treaba, la noi, la Negură Bunget, aveam plan bine stabilit pe următorii 5 ani. Aveam un plan relativ ok pentru următorii 10 ani. Deci, teoretic, noi 10 ani încă ar fi trebuit să facem turnee. Deci, totul era calculat, toată lumea se lăsase de job de ani de zile, toată lumea avea treaba asta. În momentul în care s-a terminat totul, adică, mă rog, a murit Gabriel, am considerat că n-are rost să continuăm fără Gabriel sub numele de Negură Bunget, fiindcă nimeni din formula actuală n-a fost de la început. În vara anului 2017, cu concursul soției lui Gabriel Mafa, colegii au dus totuși la bun sfârșit trilogia la care lucrau în momentul nefericitului eveniment, tobele fiind deja înregistrate. Un cântec de lebădă al formației Negură Bunget, intrată deja în legendele muzicii rock. În urma presiunii, să zicem așa, și cererii și mail-urilor din partea fanilor Negură Bunget, care timp de un an de zile ne-au scris și ne-au rescris să nu ne lăsăm, să continuăm cu Negură Bunget. La toată lumea am încercat să explic într-un fel sau altul că nu este menirea noastră să continuăm brandul Negură Bunget, nefiind al nostru. Și toată lumea, adică fanii și cunoscuții, au venit cu ideea să continuăm într-un fel sau altul linia Negură Bunget, în viziunea noastră, bineînțeles fără Gabriel, că asta este, și să încercăm să oferim fanilor o alternativă la gaură la care au rămas în momentul în care s-a terminat Negură Bunget. O continuitate. Astea fiind spuse, am contactat foștii colegi, toată lumea a fost cu o atitudine pozitivă vis-a-vis de treaba asta și ne-au apucat.
acea seacă, la poalele culmilor, la morminți și țapul, acolo vă fie sfârșitul, mormântul. Și gornici, bereznici, codreni și șumari, prin rugă și luptă, orbire și rană, păzit au, cruțat au al lemnului rost, inelele timpului cu veacul ce curg spre veșnicie. În acest an și aproape jumătate de activitate de când am început treaba cu Sura Ustru, am reușit să lansăm primul nostru album, Meteahnea Timpurilor, la casa de discuri italiană Avantgarde Music, care din punctul nostru de vedere este o casă de discuri serioasă, pe nișa noastră, bineînțeles. Albumul l-am lansat de 10 zile, am lansat 3 videoclipuri. Avem aproximativ 50 de concerte la activ, 8 țări. Deci cât de cât treaba se mișcă. Tocmai zilele trecute am reușit să semnăm un contract cu o agenție de booking, tot din Italia, pentru a simplifica lucrurile. Eu nu sunt un bun booker, eu mă consider un compozitor, grohăitor, nici într-un caz un booker manager. Aștept cu nemilă în valea cea seacă, la poalele culmilor, la morminți și țapul, acolo vă fie sfârșitul. Acolo vă fie mormântul. Și gornici, bereznici, cotrăini și șumari, cu rugă și luptă, durere, păzit-au al roinului rost, inerele timpului, care se scurg spre veșnicie. Anul acesta am primit un pic de credibilitate din partea primăriei și din partea organelor locale și cu acest sprijin am reușit să punem la punct acest eveniment în cadrul Festivalului Rock Sinfonic. A fost o deosebită experiență la care eu personal am visat cam 25 de ani, cred că de la lansarea albumului Lepaca Clifot de la Therion. Apropo, de la tine la CD-ul respectiv, sau mă rog, de la tine știu de Therion. Așa, eu de atunci tot am sperat la un asemenea eveniment și anul acesta, când am primit această ofertă, am rămas wow! Jurassic, I'll breathe.
înainte de două minute a se schimbat trupele și a intrat noi pe scenă, a venit un mesaj deosebit că în următoarele 45 de minute va urma un cod roșu, o vijelie și furtuni și din astea. M-a cam speriat puțin, a început concertul, au fost în jur circa 2000 de oameni care s-au retras. Am zis, no, asta este, cântăm la nimeni. Au început să cântăm și, de fapt, publicul n-a plecat, doar s-a retras sub copaci și la tot felul de terase. Iar deja la 3 piesa, 3-4, când un pic furtuna a lăsat-o mai domol, tot publicul s-a întors. A fost un moment deosebit, adică nu mi-aș fi gândit să stea cineva pe ploaie și pe furtună să ne urmărească. Dar nu, am avut un pic și noroc, cred să ai și șansă. Foarte complicat, adică inițial am zis că a, floare la ureche, păi totul începe prin partituri, totul începe prin a-ți crea niște partituri, prin a-ți reorchestra piesele într-o asemenea manieră în care să nici nu fie penibil. Adică e o relativă problemă că cei din corul simfonic și cei din filarmonică au altă școală muzicală, altă concepție, altă și cu totul și cu totul altă viziune asupra muzicii. E foarte complicat ca tu, artist rock, să știi să le explici, să le vorbești pe limba celor cu care colaborezi.
făcut niște repetiții, am umblat destul de o perioadă mai lungă la filarmonică, s-au creat niște prietenii în cadrul filarmonicii și evenimentul se va repeta pe 27 decembrie, de data asta înăuntru, indoor, în cadrul filarmonicii de stat Arad, care este una dintre filarmonicile cu cele mai bune acustici din țară. De data asta vom avea lumini mult mai elaborate, vom avea show vizual de care suntem foarte mândri, care sperăm să dea foarte bine și acest concert se va filma sub formă de, și se va edita sub formă de DVD. Mulțumim frumos, Arad, Timișoara, Oradea, Brașov, București!